A venit așa deodată toamna cea întunecată, lungă, slabă și zeludă, botezând natura udă cu un mănunchi de ciumăfai, când se scutură de ciudă împrejurul ei, departe risipește nevantai, ploi mărunte, frunze moarte, strop de tină, guturai, dar asta nu ne împiedică să ne relaxăm într-un mod cât mai plăcut, mai ales că evenimente sunt, slavă Domnului. Ca de obicei, Hunedoara 1 TV a pregătit și pentru această săptămână câteva recomandări de timp liber. Sâmbătă 5 octombrie, concursul sportiv de automobilism de viteză cu pacă prioara, organizat de Asociația Club Sportiv HD Motorsport. Manșele de concurs se vor desfășura între orele 15 și 18, iar festivitatea de premiere în intervalul orar 18:30-20. Tot sâmbătă sunteți invitați să uitați de problemele cotidiene și să vă ciufuliți neuronii cu hazul și inteligența lui Nastratin. Teatru, povestiri cu tâlc și cântece. Altfel spus, comedie, emoție și ceva de cujetat. La Casa de Cultură Hunedoara, Centrul Cultural Corviniana, de la ora 19 și de la ora 20. Dar atenție, spectacolul ăsta nu este pentru morocănoși. Așa că aduceți-vă prietenii și familia, de zâmbete se ocupă actorii. Sau dați o fugă la teatrul Ide Sârbu din Petroșani, unde sâmbătă 5 octombrie de la ora 18 va avea loc spectacolul Repetiție Generală, o comedie plină de umor negru și de cinism, cu eroi simpli, oameni oarecare, s-ar zice, care pregătesc lovitura vieților. Spectacolul exploatează copios ciudățeniile personajelor și umorul spumos al replicilor, în care autorul Aldo Nicolai este un maestru desăvârșit. Duminică 6 octombrie puteți merge la Sânt Petru, unde Asociația Femeilor din Sfântă Mărie Orlea organizează cea de-a treia ediție a Festivalului Cepei Roșii de Bărăști. Evenimentul promite o atmosferă autentică de sărbătoare tradițională, aducând în prim plan faimoasa ceapă roșie cultivată în zonă, un simbol al moștenirii agricole locale. Aveți posibilitatea să petreceți o zi în natură, înconjurați de bunătăți locale și tradiții autentice. Tot duminică 6 octombrie, spectacolul Capra cu trăiezi la Teatrul din Petroșani de la ora 12, dar și un weekend plin de evenimente la Petrila și Petroșani, localități incluse anul acesta pe lista locurilor din România în care se organizează Noaptea Albă a Galeriilor.